Ce se aude? What? Ce se aude? Oh. Ok, ce se aude? Au intrat abonații. Deadvine își ia bani de pe viață. Eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou clip. De această dată o să facem un nou gameplay de Fortnite. Nu uitați să dați și eu acolo pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de Fortnite, pentru că n-am mai postat de ceva timp un clip de Fortnite. Pentru că, nu știu, eu nu prea văd așa un rost să filmez clip de Fortnite și plus că e destul de dificil pentru că trebuie neapărat să-mi iasă win, așa că sper să-mi iasă, poate mi iese din prima, știți că noi avem noroc așa din prima să ne iasă un match, avem așa bulan din prima, dar după aceea nu mai avem deloc. Mi s-a întâmplat destul de des. Tocmai ce am venit acum de la liceu și m-am pus pe filmat și sunt foarte hype pentru că am văzut cât de bine a clips... Cât de bine a prins ultimul clip de pe canal, clipul cu telefonul, am băgat unul de la telefon, deci v-a plăcut enorm de mult, s-au strâns 2300 de like-uri, am cerut acolo o sumă, nu știu, mă așteptam la 1500 de like-uri, ceva așa, dar nu la 2300 de like-uri și încă crește, deci dați acolo un like la clip dacă nu i-ați dat. Sau dacă nu l-ați văzut, ceți-vă și uitați-vă neapărat pentru că e forță clipul. Sincer, eu aveam în gând și să nu mai postez pentru că nu mi s-a părut cine știe ce, nu mi se părea chiar așa de wow clipul. Voiam să fac altceva, să fac doar review-ul la telefon nou și unboxing, dar aparent văd că vă place. Și am promis că o să fac, dacă sunt multe like-uri, și un camera test. Deci așteptați-vă curând la un camera test pe canal al telefonului. Așa că stagiana a apăsat pe clopoțel și... Aveți grijă, bă, băieți. Am încercat ieri să fac un live pe YouTube și, din păcate, YouTube-ul m-a lăsat, n-a avut nicio treabă, ca de obicei. De unde? Că de obicei YouTube avea probleme. Dar acum s-a decis Fortnite-ul să aibă probleme. De ce? Nu, adică... Efectiv, am intrat și într-un match, bine mersi, înainte să fac un match de test. Și ce să vezi, să nu crezi, efectiv mi se bloca... În continuu. După, puteam să mă mișc normal 5 minute, după aceea mi-a apărut eroare de ping. Și odată când mai erau vreo 5 în viață, efectiv m-a scos din meci. Mai erau 5 în viață, mi s-a blocat jocul. Am crezut că am luat efectiv crash. Dacă încolo mi s-a blocat jocul și într-o dată îmi dă logout, nu știu ce. Cream că mi-am luat și bani, că m-a băgat în chestia aia de loading screen. Și cream că mi-am luat și bani, nu chiar dacă nu credeam asta, dar am zis așa că părea ca și cum aș fi luat bani. Așa, e ciudat. Bine că s-a rezolvat porcăria aia. Deci mai știu să mai vorbesc la cât stau aici și vorbesc că am avut astăzi o zi destul de nasoală la liceu. Multe teste, mă doare cap. Ne-au băgat astăzi, este 13 martie și am avut ghinion, frate. Numai teste, numai... Deci, efectiv, toți profi... Am dat până... Voia domnul, de fapt, să dăm test la religie, dar am făcut așa o negociere cu domnul de religie și am zis că îl dăm săptămâna viitoare. Nu știu dacă nu știu săptămâna viitoare, poate facem o negociere și nu mai dăm săptămâna viitoare. Deci, cred că o să-l dăm, dar... Nu știu, frate, la noi la religie e ciudat rău. Cum e la voi la religie? Spuneți-mi în secțiunea de comentarii. Și în același timp vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii... La partea de camera test, ce vreți să vedeți? Vreți să vedeți doar telefonul în sine, cum facem niște poze și vă arăt, după aceea vă explic cum au fost făcute pozele și ce părere am, sau vreți să facem un camera test în comparație cu un anumit telefon? Aș putea face cu telefonul meu, fost meu telefon E7, un camera test, să vedeți îmbunătățirea de la E7 la... sau cu orice alt telefon, adică... Nu ar fi greu să iau un coleg, am colegi cu S8, am colegi cu S9, deci nu ar fi destul de greu să le cer să facă cu câteva poze în aceea și postează cu telefonul meu și să îmi trimită pozele. La fel și cu filmarea. Așa că vreau să spuneți în secțiunea de comentarii cu ce telefon ați vrea să facem noi camera testul. Dați-mi acolo niște păreri. Bă, dar nu e nimeni în paradis, frate, am venit aici și nu e nimeni în paradis? Efectiv, nimeni, frate. Mamă, și avem la shield-uri, deci... Pum. Și la loot, adică e forță loot-ul. Avem chiar loot foarte bun. Mă rog, ce am pe aici? Nope. Dacă avem aici... A, și am observat că au făcut chestiile astea gratis. Au băgat și animații și au făcut și chestiile astea gratis. Și mai nevoie de ceva de aici? 2.
Ești prea forță treaba asta. Uite, îți dă și chestii foarte bune. Mai ai vreun vending machine pe aici? Știu că erau mai multe prin Paradis. Dar nu știu sigur. Mai e muncit aici, să ne... Ne... Așteptam să ne dea chestii, wow. Să mai afarmăm și ne puțin... Uuu, avem și sniper legendar și cu silencer. Da, hai să jucăm cu shield-uri, de ce nu? Dacă tot avem atâtea shield-uri, să ne batem cu băieții, să nu avem niciun stres. Bine, dacă o să dăm de băieți, dar mai întâi ne facem loot-ul și după aceea începe nebunia, bă, băieți. O să iau ăsta, că am prea multe big shield-uri ca să-l las aici. Mamă, încă un... Bă, de ce mi-a dat? E un glider pe aici? Ia uite alt big. Doamne. Deci nu știu ce s-a întâmplat meciul ăsta, dar nu mai shield-uri. Ia, aici. Dă-mi și mie un shotgun de la nou, pump-ul nou. Eu nu știu cum se cheamă ăla, pump-ul nou, eu așa îi zic. Credeți că care e tot denumirea de pump din când am văzut sau mă șel. Nu cred. Am ceva aici, trapă. În ce stă aici? AK. Bă, hai să iau AK-ul ăsta. Îmi place AK-ul. Că l-a făcut acum o raritate mai mică. Nu știu acum cât de mult damage mai dă el, dar tot e bun. Tot e bun. Oh, shit, du-te, du-te. Oh, no. Poate pleacă pe, cu rift-ul meu. A, e noob. Ok. Dar dăm și mie medikitul ăsta. A, nu, stai că dau ăsta. Îl dăm ca să nu avem viață scăzută. Și altceva ce mai vei tu? Hai să iau ăsta că e albastru. Și gata, am plecat. Mă rog, era în nab. Dacă era deștept, se băga în rift și poate nu mai apucam eu să mai iau riftul, știi? Dacă, da, omul nu prea a gândit-o. Aolo. Aolo, uci. Ce ai mă nepoate? De unde dă ăsta? Dă el din zonă, mă. Și am reușit să facem în ultimele zile, cred că am făcut în ultimele două zile vreo 500 de abonați. Wow! Deci 500 de abonați. Nu mai așteptam, frate, să vă placă de mult clipul ăla. Oh, shit. Pare într-o să ne luăm mai mult damage decât aș fi crezut. Am bat picior. Du-te, tare. Hai că tot e destul de ok. Mă ne-ar trebui niște bandaje pentru cât HP? Pentru 4 HP ne-ar trebui niște bandaje sau un medikit pentru 100. Opa, trag nebunii. Mișu imediat. Bine, și mă duc așa. Cât poate să valoreze ăștia 29? Alex, au, am uitat să opresc typestream-ul, bă, și se uite că se abonează lumea, e nebună lumea. Am uitat să opresc typestream-ul. Typestream, nice. Cam abandonat pe aici. N-am glidere. Și acolo pe jos. Mamă, da, am alergat din paradis până acolo. Hai că... Bă, dar tot episodul ăsta n-am avut și noi ceva acțiune, doar un kill care era nab. Dacă fac win ăsta, nici nu știu dacă o să-l pun, frate, că... E prea... Cel mai simplu win. Cred că ăsta o să fie titlul, dacă e win. Mai e și prima încercare. Bine, dacă veneau acum transpirația și poate să dau de transpirație, adică nu cred că am noroc să fie așa de simplu. Mai sunt 18 în viață. N-am și eu o bilă de-aia să o testez ceva? Că nu prea am jucat cu bila aia. Am jucat puțin ieri, dar mi-a dat efectiv disconnect. Nasul. Mi-a dat disconnect până și... Nu știu dacă am mai zis pe filmarea asta. Stai. Am mai încercat și ieri și primește aia.
Oh, băiatul, băiatul. De asta e ca am M4, n-am AK, nu merită să trag de aici. Haide, 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 haide. M-a văzut? M-a văzut, mă. Aici am dat. Că omul spamează. Oh, nu cred. Ok, nu o să mă bat acum. Nu e așa, dar mi-am luat eu damage mult. Era să mor datorită falling-ului. Ia dă-mă astea. Dar nu înainte să mi le dau. Am jucat-o prost. Ah, stai că mi-am luat damage la viața verde, cum aș spune. La viață, nu la armură. Aoleo, vine și zona. Cam asta am avut de luat, nu? Da, mă, fugi. Fugi. Dă-i lană. O dăm așa că nu mai am chestii, mai iau damage. Am luat damage și am fugit de zonă o grămadă. Hello! Bă, ăsta n-avea treabă, mă, trăgeam un el. Tu, terică! Bă, mă, avea medikit, viața mea. Dă-mă medikit ăsta așa. Eu ce animație are, ești nebun? N-am folosit până acum un medikit. Bă, de tare. Și a aruncat-o pe aia așa cum fășoară. Ce tare, cred că animația asta de la medikit e ce mai tare. Că e așa foarte complexă. Asta că e decât un de ăsta nu merită și cam atâta. Continuăm aventura. Da, o iară pleacă zona în 50 de secunde. Bă, mă omorâți, mă. Cât mai alerg. Hai să mă să iau gliderele alea. Sper că sunt peste 4. Ca să merite că mă duc pe ele. Ok. Câte sunt? 10. Forța României, boss. Se uită 4 pe mine? What? Și se uită 4 pe mine. Dacă mă nemote. Îți maneaua forță. Am aici live count în dreapta deschis ca să mi se vadă fața albă. Pentru că nu am 3 monitoare. Mi-ajung și 2, dar mai de greu așa. Ar aștept acum și 3. Dar am acum background-ul deschis pe live count și văd cum toți se mișcă abonații și cresc. Așa că vă mulțumesc mult. Cred că de când am pornit filmarea am mai făcut vreo 10 abonați. Și chiar vă place clipul, guys. Mă bucur. Și da, dacă sunteți interesați, nu, încă nu am primit skin-ul. Dar vă zic pe filmare că există o șansă sâmbătă să-l primim. Nu știu exact când apare clipul ăsta, habar n-am când apare clipul ăsta, dar sâmbătă există o șansă ca să apară skin-ul. Și o să vă povestesc mai mult pe live-ul de joi. Sincer, nu știu dacă clipul ăsta o să apară miercuri acum. Oameni, parez. Mă, ce? What? De ce s-a declanșat capcana? Chiar asta n-am înțeles-o. De ce s-a declanșat capcana? Mai era unul aici? Ce? Că n-au omorât pe nimeni, dar aici s-a declanșat capcana. Asta n-am înțeles-o. Mă rog. Hai că am mai făcut ceva kill-uri, măcar.
Forță. Mamă, și e win din prima. Cred că o să pun cel mai simplu win. Efectiv, nu m-am chinuit absolut deloc. Dacă este win. Evident. Hai să mai facem niște kill-uri. A fost chill, am vorbit, am dezbătut subiecte. Forță. Așa trebuie să decurgă un clip. Fără stres, iese imediat. Bine, ar fi mers mai multe kill-uri, adică 4. Dar încă nu s-a terminat meciul. Vedem dacă facem sau nu win. Uite, puia se duelează în capsule. Bă, sunteți tare în gură, bă. Băi, cu se... What the fuck? Puteam spama la astia, ma doare capul. Cât mai sunt, mai e unul. Mai e unul in viata. Hai ca am facut... Bă, mi-am turs. Ce se aude? What? Ce se aude? A, ăla e ultimul, nu trebuie să mai fac griji. Am și de-astea. Bă, dar are lag sau am eu lag? Bă, am eu lag sau are lag? Ok, ce se aude? Au intrat abonații. Deadvine își ia ban de pe viață. Abonați, super. Deadvine. Kick. Nu, block. Yes. Bă, ăsta se crede la el acasă, bă, nebunule! Fac, n-aveam... A, e nab. Ce-i facem? N-am trapă! Fac! N-aveam trapa pus-o. Bă, guys, cam ăsta a fost clipul. Baneaua. Se uită nouă pe mine, nu știu care e treaba. De ce merge baneaua? Așa. Baneaua, forță. Deci chiar îmi place mult emotul ăsta. Da, bă, băieți, tocmai am dat ban abonatului ăsta. Că nu știu de ce, cum a intrat. Bine, probabil am lobby-ul pe public. Mă rog, nu uitați, dați acolo pe butonul de like. Să dați un like și la unboxing. Așteptați-vă la un unbox... la un review în curând. Eu am fost Andrei și până pe tare v-am salutat. Bye bye.